numere de piciorunghi și a primit după picioarele sale proporțional poate cele mai lungi din ornitofauna europeană. Culoarea lor roșie este evidentă și o face ușor de recunoscut și din zbor. Este o specie migratoare, pleacă în octombrie și se întoarce la începutul lui aprilie din locurile de iernare. Trăiește de regulă în jurul lacurilor mai mici, cu apă dulce, dar de obicei sărate. Iubește sărătura pentru că își face cuiburile, fie pe insulele unor lacuri sărate, fie pe malurile lor, în malurile unei bălți unde e sărătură, pentru că vegetația este mică. Cuibul piciorongului de regulă este așezată în undeva în apropierea unei colonii de alte păsări de țărmuri, cum ar fi avozeta, ciovlica, prundărașul sau de chiră de baltă și pescăruș. Cuibului nu e elaborat aproape deloc, e la nivelul solului. Multe dintre ele sunt concentrate la marginea rezervației, în apropierea localităților, ori fiind în preajma localităților, sunt expuse la miorița laie, bucălaie, la presiunea ciobanilor și a câinilor lor. Am văzut câini care făceau o inspecție, aveau un transect pe care se vede că îl urmăreau, știau, mergeau de aici și colectau ouăle. Cred că făceau în fiecare zi. Se vedea clar că are un itinerar prestabilit pe care îl cunoaște și inspecta ouăle dintr-o colonie și le mânca. Aceasta este o problemă majoră pentru păsările limicole din rezervații. Ar trebui să existe o lege fermă în ce privește renunțarea la prezența câinilor în rezervații, special în perioada de cuibărit, când dezastrele sunt majore. Piciorongul, datorită rarității sale și aspectului deosebit, de mai bine de o jumătate de secol a fost declarată și la noi drept monument a naturii și cu toate protecția ce ar asigura această categorisire. Delta Dunării, paradisul aproape pierdut. Un proiect Salvați Delta, în parteneriat cu Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Sectorial Mediu.